Astăzi vom prepara un produs tradițional de Paște, Pasca. Pentru a pregăti această rețetă delicioasă, avem nevoie de următoarele ingrediente. Brânză de vaci, zahăr, zahăr vanilat, coajă de lămâie, praf de budincă, smântână, ouă, gălbenușul de ouă, albume bătut spumă, făină, praf de copt și stabile. Mod de preparare. Adăugăm brânza de vaci, apoi amestecăm cu zahăr. Coaja de lămâie. Vom pune praful de budincă. Smântână. Gălbenușul de ou.
stinge praful de copt cu zeamă de rămâie. Și se introduce la cuptor 50 de minute. Papa Bauda, elevi la grup școlar Capitan Nicolae Pleșean din Râmnicu Vâlcea, și astăzi v-am prezentat o rețetă delicioasă de pască, produs tradițional de Paște. Poftă bună!